20, da. Am venit din nou cu o nouă repriză de flash interviuri. De data asta cu Randy, da. Minunat, minunat. Cred că nu ai mai întâlnit la foarte multe concerte un asemenea public. Să știi că nu. Ne așteptăm la entuziasm din partea oamenilor, dar în general sunt un pic introvertiți. De data asta a fost foarte extrovertiți. Cântau cu tine, știau piesele, versurile. Avem o filmare, rulează chiar acum când suntem live într-un alt ecran filmată de sus. Foarte, foarte impresionant. Cred că sunt vreo 10-11 mii de suflete în piața Pop. Vreau să le mulțumesc încă o dată. Cred că am mulțumit de vreo 12 ori, dar mai mulțumesc că au venit și au învins. Am învins vremea, practic, pentru că atunci când am intrat noi pe scenă s-a oprit ploaia. Nu știu cum s-a întâmplat asta. Au venit și au cântat, într-adevăr, fiecare vers. Și, practic, noi pentru asta facem muzică. Pentru ei. În momentul în care a plecat de la noi din studio, treaba noastră a fost făcută. E o revenire bună după pandemie? E o revenire bună, necesară și de care aveam nevoie. O descărcare, așa. Am ținut multe emoții în noi, am ținut multă energie și cred că aveam nevoie de asta. Mărturisesc că am mai fost la alte ediții de la zilele municipiului Pașcani, dar ca asta, cu atâta deschidere din partea publicului și cu atâta dorință de așa ceva, de astfel de evenimente. Da, și au rezistat în ploaie doar pentru a vă aștepta pe voi, pe tine și pe Smile. Să mai mulțumesc o dată cu riscul de a mă repeta, da, au rezistat și cred că totuși deschiderea asta și foamea asta de a se manifesta au venit și cumva pe fondul COVID-ului și al restricțiilor și al crizei și din când în când avem nevoie să scoatem emoțiile din noi. Ok, mulțumim. Mulțumim foarte mult și mulțumim că ai venit la Pașcani. Te așteptăm la Pașcani. Exact. Dacă dorești să faci fotografie aici. Ei, noi deja ne-am ocupat în spate. Ok. Thank you.